Conform unui comunicat, DNA a remis joi presei, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 7 iulie anul curent, a inculpatului Finiș Florin Vali, comisar șef de poliție. La data faptelor, șef al Serviciului Public Comunitar, regim permisă de conducere și înmatriculare a vehiculului Suceava. Ofițer responsabil pe linie de înmatriculare auto în cadrul compartimentului înmatriculări și evidență a vehiculelor rutiere și ofițer examinator auto, în sarcina căruia s-a reținut comiterea a trei infracțiuni de luare de mită, în formă continuată. În ordonanța procurorilor se arată că în cauză există date și probe care conturează următoarea stare de fapt. În perioada 2018-2020, inculpatul Finiș Florin Vali ar fi primit direct sau prin intermediar de la mai multe persoane diferite sume de bani cuprinse între 70 de lei și 500 de euro, care nu îi se cuveneau. Pentru aprobarea cererilor de înmatriculare fără programare a unor autoturisme și pentru promovarea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere categoria B, inculpatului i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile în conformitate cu prevederile articolului 309 Cod de Procedură Penală. La data de 8 iulie anului curent, inculpatul Finiș Florin Vali urmează să fie prezentat Tribunalului Suceava cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte 10 persoane fizice, în cazul acestora fiind dispuse și măsuri preventive.